Salut pe toți. Da. Vrea domnul Vochin să vă întrebe ceva. Nu, nu, hai că nu mai am semnat. Da, domnul Vochin. Glumesc. Domnul Rotaru, știți că întotdeauna am avut grijă de banii dumneavoastră și vreau să vă întreb dacă aseară v-ați asumat pierderea asta de 200.000 de euro. Fără discuție. Aproximativ. Dumneavoastră, nu numai că ne-am asumat-o, am discutat-o săptămâna trecută cu Costel, am făcut un plan, am cuantificat cât înseamnă pierderea, da? Nouă ne-a ieșit undeva pe la 700.000 de euro, pentru că dincolo de banii pe care îi pierzi, pe care nu-i mai primești, care acum se vor ridica undeva la 170.000 de euro, teoretic și practic, noi cred că am fi fost în primele trei echipe cu academii din primele 20 și am împărțit banii, mai pierdeam și de acolo vreo 400.000 de euro, adică am fi mai luat. Deci a fost o decizie cu pixul în mână, o decizie pe soluții și concluzia a fost, anul acesta mergem așa, la anul când avem 6 plus 5, încercăm să pregătim sezonul astfel când să fim păi pregătiți. Păi și cu pixul în mână cât era pierderea? Păi nu, asta v-am spus, o cuantificăm undeva la 600-650.000 de euro pierderea. La explică-le oamenilor, Andrei. Da, deci este vorba de regula 5 plus 6, 5 eligibili români, 6 de alte naționalități, care nu este obligatoriu a fi respectată, așa cum este regula Under 21, doar că ea duce, dacă nu este respectată, duce la niște penalități, în sensul în care banii care li s-ar cuveni academiilor, cluburilor respective, nu le va mai intra în conturi. Uh-huh. Prima sumă este, de care am vorbit eu, este cea aproximativă, un calcul făcut pe cât a intrat anul trecut din taxele de solidaritate în interiorul cluburilor de copii și juniori și asta însemna anul trecut undeva la 150.000, anul ăsta se estimează nu, că... Nu, anul trecut au fost 525.000 de lei, care înseamnă aproximativ 105.106.000 de euro. Anul ăsta de la 4% la 7% avem o creștere de aproximativ 80%, deci am cuantificat aici undeva la 185.000 de euro. Și după care împărțim banii care se cuvin celorlalte echipe care nu vor respecta regula. Repet, noi ne-am făcut tema și răspunsul la întrebarea dumneavoastră, da, a fost o chestie asumată, analizată în prealabil, deci nu am făcut-o cu capul pământ și a trecut pe lângă noi fără să știm ce se întâmplă. Uh-huh. Da, am înțeles. Deci asta e regula 5 plus 6. Banii ăștia nu se mai încasează, ceea ce am a spus înțeles, și domnul Rotaru, plus că se repartizează banii celorlalte echipe. Până în momentul ăsta sunt 7 echipe care nu se califică la această regulă din 16. Păi spun eu, până la final se vor califica Farul, FCSB-ul și restul e în funcție de parcurs și în funcție de anumite situații. Și eu tot pe estimare această... cele 3, scuzați-mă că vă întrerup, tot pe estimare, cele trei care se vor califica, dacă vor rămâne numai trei calificate pe această regulă, vor împărți peste 2.500.000 de euro. Da, exact, putem să ajungem la această sumă, noi am estimat-o la mai puțin, dar putem să ajungem la această sumă. Uh-huh. Acum vă spun următorul lucru. De ce această regulă totuși nu este echitabilă? Pentru că poți să ai o echipă care folosește frecvent 8-9 români în primul 11, și un meci, efectiv, nu poate, că sunt suspendați, că sunt accidentați, sau din vari motive, da? Și atunci tu penalizezi acea echipă care, de fapt, ți-a propus mult mai mulți jucători pentru eligibili la echipa națională României. Propunerea noastră, pe care am analizat-o și domnului Burleanu, a fost să ne raportăm la numărul de minute. Și cred că asta trebuie făcut. S-ar putea să găsim o soluție pe numărul de minute și pentru jucătorul Under 21. Pentru că una e să ai un jucător under care respectă regula, bun, rău o respectă, și alta e să joci cu 6-7. De ce să nu premiezi acea academie? Și poate acea academie într-un meci nu poate să folosească niciun under. Că este căzut psihic. Pentru că ați văzut, știți foarte bine, jucătorii tineri trebuie protejați în dezvoltarea lor. Da. Mus este un jucător interesant, ca să vorbesc de alte echipe. Dar poate că are nevoie la un moment dat de o mică pauză. Și atunci vine celălalt care a stat pe bancă 4-5 meciuri și s-ar putea ca să nu aibă rind de joc și să-i dai și el lui în cap, că intră și nu face nimic și zice, aolo, ce mă fac? Vii tu cu mental coach, vii tu cu suport emoțional. Dar nu îi mai obligăm. Haideți să ne raportăm și cred că asta am discutat și, repet, și la federație, la numărul de minute jucate și să lăsăm echipele să jongleze. Că e mai important să ai 5.000 de minute sau 6.000 de minute decât să ai un jucător în permanent. Cu regula. Deci, practic, ei au renunțat. Au renunțat, și CFR-ul a renunțat aseară. Uh-huh. Și CFR-ul Craiova a avut... Deci cine a rămas? Păi... Nu, cine a renunțat, că e mai simplu? Dinamo, Oțelul...
Sepsi, Dinamo și Oțelul nu aveau oricum academiile clasificate în primele 20 și practic nu se calificau de aici. Și mai sunt Sepsi, Rapid, Sibiu. Sibiu are, Sibiu are, stă cel mai bine la capitolul ăsta. Ieri a avut 9 români pe teren. CFR, Universitatea Craiova, îmi scapă una acum.